Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca a fost aseară la petrecere de copii, ne-a și anunțat. N-a jucat la sumar, că mă duc la petrecere de copii. Am fost. Ai dansat? Știi de când n-am mai fost? Dinainte de pandemie. N-am dansat. Nu te supăra, dar așa. N-am dansat. Ai băut numai suc, că te-ai făcut, erai fiert pe suc, prăjitoare, de la de morcovi. Da. Se poate consuma și bere. Eu nu înțeleg petrecerile de copii, pe cuvântul meu, deci mai, adică observ că petrecerile de copii acum sunt de fapt organizate pentru părinți. Copiii sunt oameni, să-i băgăm undeva, vedeți-vă voi de treabă. Nu e adevărat. Se mai angajează clown de aia care să sufle, să facă animale din baloane sau ceva? Depinde de vârstă. Dar până la ce vârstă se mai merge? Mai există o petrecere de copii la care nu merg părinții? De la ce vârstă? Părinții vin și pleacă, unii rămân, depinde. Acum, ai fost cu cel mic sau cu cel mare? Cu ăla mic. Hai mă, ăla mare. Și tu de ce ai rămas? Pentru că legat două vorbe acolo mai... Dar eu nu rămân de obicei, să știi. Nu a fost civilizat, dar nu rămân, să știi. Nu? Nu, și aseară am stat vreo 40 de minute. Da. Serios, cât să... Și pe urmă am plecat. Aha, și după aia te-ai dus și l-ai luat înapoi. Da. Aha. E mic, mă, nu poate... Eu nu, la petrecere de copii la care mă duceam eu, cred că până pe la vreo 7, 8, 10 ani, mă duceau și mă lăsau la ușă. Pa, exact. Pa, la revedere, adică... Ideea că se duc la ei peste grămadă adulții acolo, în primul rând că m-aș fi simțit eu jenat. Păi da, mă, făceai acasă. Acasă și te băga pe ușa apartamentului și pa. Acum nu se întâmplă. Sunt tot soiul de cluburi care organizează petreceri inclusiv pentru copii. Ai fost la club Luca aseară? Da. De asta, club. Cârciuma? Mă rog, Cârciuma. Nu, mai local pentru loc de joacă pentru copii. Aha. Și cu spațiu pentru adulți. Exact, separime. Unde stau părinții, beau o bere și o cafea. Dar cât și... mai costă acum? Cât costă o petrecere rezonabilă pentru copii, dacă... Eu n-am nicio idee că pe ai mei nu-i servezi. Stai puțin, câți copii au fost? În masomenos, așa. Cred că vreo 15. Deci să faci 15 plus pentru 15 părinți. Că mai vin și stau și câte doi eventual, nu? Deci nu, doi pentru... nu. Deci să închiriezi locul de joacă, mâncare și sucuri pentru copii și după aia pentru adulți să le dai și lor de mâncare și de adulții băut. Adulții sunt bașca, nu, adică acolo se plătește la... Ai plătit? Nu, zic, da, părintele victimă da. Plătește ce consumă ea, adică nu are un tarif pentru copiii aia care intră. Da. E un preț standard. În funcție de numărul de copii și de ce vrei să faci. 100 de lei de copil și în banii ăștia au suc, tort... Aha. Pizza sau ce-or mai avea, știi? Părinții consumă de la bar, adică, domnule, și vezi că ai mai avut 12 cafele, 4 sucuri și 5 beri. Și nu? Mâncare, nu? Și mâncare, dacă e cazul, depinde de situație. Dar să știi că în situație... Dar e scump, oricum, e foarte scump. Eu, dar ține mesaje. 0728 3132. Cât costă, domnule, petrecere de copii și adulți, că înțeleg că nu se poate altfel, mai nou, pe stilul ăsta nou, cu făcut la club Cârciu. Partea de adulți nu e chiar așa de complicată, că nu vine nimeni să... Adică, în toate experiențele mele, n-avea niciun părinte să înceapă să ceară tot soiul de lucruri. Exact cum zice Luca, bă, o cafea, poate o bere, poate iei două, trei pizza și mănâncă toată lumea acolo, știi, câte o felie. Aha. Adică nu e nimic complicat. Partea de copii te ustură, da, depinde ce vrei să faci. Dar petrecerea acasă nu se mai face? Deloc. De ce? Nu știu, n-am mai auzit pe nimeni. Nu există, nici eu n-am mai auzit. La curte, la astea, la... La curte o fi, da, eu n-am avut parte. Dar ori mai face. Dar nu prea cred, pentru că, să vezi, nenorocirea începe la ăștia, la copii, pistol cu apă. De prin liceu, se serbează acum mai nou, se închiriază vile. În București, cel puțin. Sau bucureștenii. Bucureștenii, da. Sau închiriezi vile în București, ești copil? Nu mă închiriez, sunt vile de închiriat... Special pentru petreceri. În București? În București. În București, da. Nenumărate. Vecinii sunt încântați, îți dai și seama. Din ce am înțeles de pe la prieteni care au copii mai mari și sunt în spaime mari de tot. Acum, așa? Costă cam 2500 de lei chiria vilei pentru o noapte. Deci da. 500 de euro, ai plecarea. Da. Fără mâncare, băutură și altceva, da? Aha. Și că merge foarte bine. Și reparațiile cât costă după aia? Asta e bașca, da? Și copiii acum au devenit, cred că și când eram noi mici erau la fel, nu, până la urmă, dar sunt foarte mimetici așa și dacă s-au observat doi din clasă în aia, pe urmă al tău intră în depresie dacă nu mai merge să-l duci la... Dar la școală de la ce vârstă nu-l mai duce tăticul sau mămica cu mașina? Băi, în București sunt foarte, foarte mulți
copii care nu sunt la școala de proximitate, cum scrie la lege. Așa. Și atunci n-au încotro părinții și trebuie să-i ducă cu mașina. Sunt benzi speciale pentru mașini acum, Kissen, bye bye, nu? Asta da, în sectorul 2 la mine. În sectorul lui, eu nu-mi luăm. S-a făcut bandă specială și vin mașinile, lasă cum lasă, știi, cum lasă oficialii la congrese. Da. Pac, vine mașina, l-a lăsat, este bodyguard-ul care ia copilul, pac, îl bagă pe ușă, a plecat. Ca să, la noi, în sectorul doamnei Clotild, nu există, n-am văzut. Da. Nu, da, serios, adică, hei, bun, eu eram la școala de proximitate, dar din clasa a doua, pa. E și, foarte mare, e și foarte mare traficul. Te duci pe jos? Nu-ți mai vine să-i lași singur la școală, dacă școala nu e aproape. Fiul meu se duce singur, dar bine, e la 400 de metri de casă școala. Însă la noi, la școală, de exemplu, se intră pe o străduță de-asta, o alee, da, pe care e cu sens unic și pe care intră o singură mașină și nu mai e cale de scăpare de acolo. Mă uit câteodată la părinții, am eu milă de ei, că vin de ăștia de, care au copii de clasa 0, clasa 1, că acolo se pune problema, știi? Și mai ales dacă mai și plouă sau ceva. Stoc. Și vin ca să-i aducă până în gura școlii, știi? Și dai seama, mai întârzie câte unul mic și maică să ai pe avari în față. Se face o coloană ceva fără ieșire, cum spuneam, da, câte 20-30 de mașini. Petrecere copii la Iași. 500 de euro, 14 copii și 10 adulți, ne spune Dan. După aia, petrecere circa 15 copii, 2000 de lei. 400 de euro. La anul i-a spus să aleagă între petrecere și o bicicletă. Bravo. Corect. Foarte bună. În Viena, o prietenă a plătit 500 de euro. Enorm, au fost 18 copii. Și ăsta e mesajul care îmi place mie cel mai mult. Petrecere fetiță 5 ani. 12 copii invitați și 22 de adulți. Asta și zic, mă, băiatule. 5-6.000 de lei, cam mamă, așa. Mamă, la 12 copii? Da. A fost ceva de lux. Și la adulții, probabil. Eu nu cred, mă, de lux. Sunt cu bune, lătoi, zice, muzică live sunt cu ceva. E prea mult, mă, 6.000 de lei, 12 copii? Păi și 22 de adulți, n-auzi. Și 22 de adulți. N-ai citit finalul mesajului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.